Bună ziua din nou, dragi cititori Herald! Suntem împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald de-a lungul anilor. O campanie, așa cum vă spuneam în edițiile trecute, o campanie care va dura până pe data de 19 iulie. Intrând pe site-ul editurii Herald, și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii, unde vedeți aceste materiale, aceste interviuri realizate cu invitații noștri. Acolo găsiți și titlurile care fac parte din această campanie, pornind de la știință. Astăzi chiar vom vorbi despre un titlu din colecția Matesis, colecția de știință, continuând cu tradiții spirituale, de asemenea neuroștiință, psihologie, psihoterapie, cărți din colecția Psihoterapia, iată, din foarte multe domenii, din diverse domenii. Astăzi vorbim alături de domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, despre un personaj cu totul și cu totul fabulos, remarcabil. Este vorba despre Carl Sagan cu cartea Un palid punct albastru, viziune asupra viitorului omenirii în spațiu. Și am să vă arăt cartea la cameră. Carl Sagan, cum spuneam, un personaj fascinant, un fel de pionier în ceea ce privește popularizarea științei prin foarte multe emisiuni radio și TV. Știm foarte bine serialul Cosmos. A scris foarte multe cărți. Probabil că editura Herald va mai publica alte cărți de Sagan și atunci vom face în cadrul acestei colecții Matesis o serie de autori. Ar fi frumos o serie de autori Carl Sagan, pentru că Carl Sagan merită eforturile noastre editoriale. Domnule Cristian Român, ce ne puteți spune despre personalitatea acestui fascinant om de știință? Un om de știință care, atât în conferințele, prelegerile sale, dar și în emisiunile radio și TV, despre care pomeneam puțin mai devreme, a scris și a vorbit publicului larg chiar pe limba celor pasionați de știință, fără să aibă, eu știu, un limbaj științific arid sau sec. Tot ce spune Carl Sagan, ai sentimentul că îți spune o poveste. Da, este adevărat. De fapt, vreau să încep prin a felicita editura Herald. Deja a publicat multe dintre lucrările lui Carl Sagan. Avem Cosmos, Miliarde și miliarde. Miliarde și miliarde. Mai e și cartea Știința o candelă în întuneric. Lumea și demonii ei. Lumea și demonii ei, Știința o candelă în întuneric. Sunt cărți fabuloase. Eu pe Sagan l-am cunoscut, ca să zic așa, chiar prin anii 68. Apărea la televizor. Era o emisiune din acestea despre spațiul cosmic și apărea și Sagan, vorbind câteva cuvinte. Momentul apariției serialului Cosmos a fost de-a dreptul extraordinar, o surpriză mare pentru mine, acel serial. Renunțam la orice pentru a vedea alb-negru, din păcate, acest serial fabulos. Și mai mult decât atât, străzile Bucureștiului se goleau în momentul în care era difuzat serialul. Toți oamenii intrau în casă pentru a vedea universul așa cum era povestit de Carl Sagan. Carl Sagan a avut și un mare curaj ca om de știință. Ca om de știință umble așa într-o colectivitate oarecum restrânsă, între oameni care îți cunosc limba. Știința are un jargon al său. Există sintagme, există cuvinte care au cu totul alt înțeles pentru un fizician, de pildă, sau pentru omul obișnuit. Carl Sagan a reușit să apropie limbajul științei de limbajul omului obișnuit, care
nu este familiarizat cu știința la nivelul acela teoretic, fundamental, mă rog, sau chiar practic. Și mai avea un curaj formidabil să introducă sentiment în știință. El, ca om de știință, a fost un astrofizician extrem de valoros. Am citit mai multe lucrări ale sale publicate în reviste din acelea mari, prestigioase. Colegii săi nu-l vedeau cu ochi prea bun. Li se părea că e un fel de exagerez, un pic un soi de măscărici. Un om de știință care a devenit popular nu prin realizările sale științifice, ci prin felul în care povestea, ca într-o piesă de teatru formidabilă, ce se întâmplă în știință. Revin, el chiar introduce sentiment în știință, iar un palid punct albastru chiar reprezintă un exemplu în acest sens. Undeva pe la începutul anului 1990, în februarie, dacă nu mă înșel, exista o sondă care se afla la 6 miliarde de kilometri distanță de Pământ. O sondă care a costat $1 miliard, misiunea în întregul ei a costat multe miliarde de dolari, ca o paranteză. Această sondă deja a ieșit din sistemul solar, se îndepărtează în continuare de noi. Și le-a propus oamenilor de știință de la NASA, oameni care aveau, desigur, obiective științifice, nu altfel de obiective, să orienteze puțin sonda către Pământ și să realizeze niște imagini. Iar imaginile acelea sunt formidabile. Acolo, în imensitatea Universului, se vede o mică licărire, un mic punct albastru care dă și titlul cărții. Cartea este o călătorie, a zice eu, la bordul unei nave spațiale. Nava spațială numindu-se Pământ. Pământul care este casa noastră și care ne poartă într-o călătorie fantastică într-un univers pe care încercăm și reușim să-l înțelegem din ce în ce mai bine. O să vedeți o descriere frumoasă a sistemului solar, a galaxiei noastre, a stelelor, a altor obiecte din univers. Dar în același timp există un capitol extrem de emoționant legat de o planetă cu care conviețim noi. Este vorba, bineînțeles, despre planeta albastră. O planetă de care trebuie să avem grijă. El militează pentru conservarea acestei planete, pentru o abordare pe termen lung a conviețuirii cu planeta noastră, se luptă cu cei care o poluează, trage semnale de alarmă extrem de vehemente, vorbește și de încălzirea globală și de factorii de decizie care ar trebui să contribuie la prezervarea vieții pe această planetă. Carl Sagan este, repet, este un personaj formidabil. Scriitura lui depășește cu mult scriitura de popularizare obișnuită a științei. O repet și am să o fac de ori de câte ori pot. El dă o dimensiune emoțională științei. Știința, spune el de fapt, nu este numai o colecție mare de date. Am niște tabele în care văd câte planete sunt în sistemul solar, care sunt orbitere, ce mase au, toate descrierile respective. Acestea sunt niște tabele reci, nu înseamnă nimic. Dar atunci când el te poartă pe planeta Saturn, de exemplu, și descrie într-un anume fel inelele planetei, care sunt frumoase, sunt dincolo de descrierea prin cifre seci, atunci când te poartă prin atmosfera planetei Saturn, când descrie planeta, parcă ești acolo, nici nu ai nevoie de un aparat de fotografie sau un aparat de fotografie. Nu ai nevoie de imagine cu care începem să fim din ce în ce mai obișnuiți,
imaginea acestea pe, afișate pe un display sau pe telefonul mobil. Și o reușește într-un mod, cum să zic eu, excepțional. Carl Sagan nu sunt partizanul lecturilor obligatorii. N-ar trebui obligați tinerii să le citească. Ar trebui să fie cumva sfătuiți, convinși. Cărțile lui Carl Sagan n-ar trebui să lipsească din cultura generală a oricărui pământean. Sau din bibliotecă. Sau din bibliotecă. Eu le-am cam pe toate. Dumneavoastră ați publicat o bună parte din ele. Dacă nu mă înșel, o singură carte a mai fost publicată în limba română, iarăși o carte formidabilă, Creierul lui Broca, în care poveștile sunt, cum să vă zic eu, deci ne explică și cum funcționează știința, insistă foarte mult și pe pseudoștiință și explică în ce constă pseudoștiința, vorbește și despre îndoielile științei. Iarăși, multă lume crede că știința știe, asta e rolul ei de a ști. Nu, știința e plină de îndoieli, de fapt. Căpătăm certitudini numai pe zone extrem de înguste, dar certitudinile alea care le obținem lasă loc la alte îndoieli. Cam asta sugerează Carl Sagan în toată opera sa. Lectura a citit Carl Sagan nu e o chestie dificilă. Poți să o citești oriunde, în tramvai, în metrou, eu știu, în parc. Nu contează locul ca atare. E de ajuns să citești o pagină, două și rămâi cumva vrăjit. Eu, cărțile lui Sagan, sunt printre puținele cărți care le-am citit fără întrerupere. Îmi programam, băi, m-a pus să citesc cu tare carte a lui Sagan, nu o puteam lăsa din mână, nu dormeam noaptea, adică se întâmpla și două zile, până nu terminam cartea, pentru că nu știu, nu sunt în stare, n-am organul ăla pregătit pentru a face analize literare pe text. Dar atât de frumos povestește Carl Sagan lucrurile, încât n-ai cum să nu fie emoționat. Vreau, de fapt nu vreau să citesc, pregătisem un mic pasaj, chiar din un palid punct albastru. Există și o registrare pe YouTube cu vocea lui. Formidabil era personajul și o voce formidabilă, un chip din acesta plin de carismă. Acel punct e aici. Acel punct e acasă. Suntem noi. Pe el sunt toți cei care îi iubești, toți cei pe care îi cunoști, toți cei de care au auzit vreodată, toate ființele umane care au existat și și-au trăit viețile pe acest punct. Este suma bucuriilor și suferințelor, miilor de religii și ideologii și doctrine economice absolute, fiecărui vânător și vânat, fiecărui erou și laș, fiecărui creator și distrugător al civilizației, fiecărui rege și țăran, fiecărui cuplu tânăr îndrăgostit, fiecărei mame, fiecărui tată și fiecărui copil cu visuri, fiecărui politician corupt, fiecărui superstar, fiecărui conducător suprem, fiecărui sfânt și păcătos din istoria speciei umane de-a lungul vieții trăite aici, pe un fir de praf care plutește pe o rază de soare. N-are cum, n-am citit eu bine, nu sunt actor, n-am carisma. Dar e emoționant. Dar textul este de-a dreptul profund. Într-o vreme îl știam pe de rost, l-am mai uitat, de asta trebuie să-l mai citesc, pentru că el este reprezentativ cumva. Privit de la bordul sondei Voyager, ăsta este pământul, un grăuntă de praf care atârnă cumva pe o rază de soare. Și lucrul acesta trebuie, ne oferă două perspective. În primul rând, arată cât de mici suntem noi în raport cu universul. Sistemul solar, în raport cu universul.
Dar ce ființe mărețe suntem? Cât de mici suntem noi, cât de invizibili, aș putea spune, suntem. Avem capacitatea să ne folosim instrumentul cu care ne-a echipat natura, instrumentul care se numește creier, pentru ca, ascuțindu-l bine, pregătindu-l bine cu ajutorul rațiunii, să putem înțelege întreg universul, un univers formidabil. De fapt, în cosmos, e mare o idee care mi-a plăcut foarte mult. Noi suntem, de fapt, la pe malul, trăim pe malul oceanului cosmic. Pământul, în cazul acesta, este, reprezintă țărmul. Și de pe țărmul ăsta încercăm să străbatem, să privim, să înțelegem lucrurile care se întâmplă departe de noi, în adâncurile universului, în acest uriaș ocean cosmic. Cărțile lui sunt pline de asemenea figuri și aș mai face o precizare. Iar îmi place foarte mult la Carl Sagan. El arată, povestește și cum au evoluat lucrurile, cum a evoluat gândirea de la filozofii greci până în zilele noastre. Ce schimbări au trebuit să se producă în cunoașterea umană pentru ca să ia naștere știința și pentru ca știința să evolueze de-a lungul timpului. Nu, devin la rândul meu foarte romantic. Carl Sagan, îmi pare rău că a plecat dintre noi, de altfel cartea aceea, Miliarde și Miliarde, ultima lui carte, este de-a dreptul formidabilă. Are un ultim capitol, nu spun ce conține acel capitol, pentru că trebuie neapărat să citească prietenii noștri, în care, cât sunt eu de trecut prin viață, mi s-au amezit ochii citindu-l. Carl Sagan își povestește acolo viața și o face într-un anume fel care mărturisesc, m-a răscolit profund. Un mesaj foarte emoționant pe care, vorbind despre Carl Sagan, ascultându-vă, îl transmiteți tuturor celor pasionați de știință și în mod special tinerilor. Cum pomeneați puțin mai devreme, ați invocat cartea Miliarde și Miliarde. Eu o numesc un soi de carte testament, o carte în care el își pune cumva toată căldura inimii, toată căldura sufletului în mesajul pe care îl transmite către generațiile viitoare. Și sunt convins că dacă n-ar fi plecat dintre noi atât de repede, Carl Sagan ar mai fi avut multe lucruri de spus și multe cărți de scris și probabil că ar fi avut o opinie, un punct de vedere foarte pertinent, chiar și legat de situația prin care omenirea trece în ultimele luni, apropo de cât de important este să avem grijă de resursele pământului. Pentru că, până la urmă, ele ne hrănesc și ne fac să mergem mai departe. Și este un soi de responsabilitate civică pentru generațiile viitoare a avea grijă de resursele acestui, metaforic, hai să o spun, palid punct albastru. Dragii noștri, am vorbit despre Carl Sagan, un palid punct albastru, și am să vă mai arăt cartea la cameră, o carte în colecția Matesis a editurii Herald, pe care o găsiți pe site, cu o reducere substanțială în cadrul campaniei Top cele mai vândute titluri din portofoliul editurii Herald până pe data de 19 iulie. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, și sperăm să mai avem astfel de interviuri, astfel de materiale cu domnia sa. Un palid punct albastru, vă recomandăm cu drag această carte a lui Carl Sagan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi răcoroasă și lectură plăcută. La revedere!